că e posibil să conducă în continuare PSD-ul, va fi obligat să ia măsuri excepționale, pentru că aceste promisiuni, anvelopa care se creează cu toate aceste relaxări fiscale și partea de creșteri salarii, care este singura necesară, vă spun, pentru că acest lucru trebuie să se întâmple pentru a forța salariile să ajungem și noi, Ungaria, Polonia, celelalte state din Uniunea Europeană, va fi foarte greu de umplut această anvelopă în viitor. Și atunci le-am spus, s-a făcut cele două minute, n-a mai vorbit nimeni. Și apoi a început să vorbească, domnule, în principiu aveți dreptate. Păi cam asta e, pe dânsul interesează că pe vremea guvernării dânsului a pus numai lapte și miere, dar nu-l interesează ce se va întâmpla după dânsul, indiferent cine va conduce România. Că va o conduce un guvern din care face PSD-ul parte, sau va conduce un guvern liberal. Pe dânsul interesează persoana dânsului. Să se vorbească că eu știu ce a făcut dânsul în această perioadă de guvernare și de aceea cred eu că ia niște măsuri de astea în fiecare zi, anunță fel și fel de măsuri care, de fapt, dânsul dă sarcini pentru guvernele viitoare. Aseară, poate ați văzut dumneavoastră la anumite posturi de televizori, spunea ce va trebui să se facă din 2017-2018 încolo. De fapt, dânsul știe că nu va mai fi în această perioadă și atunci dânsul atacă decât măsurile populiste, nu vorbește de echilibre macroeconomice, nu vorbește de investiții, nu vorbește de autostrăzi, nu vorbește de ceea ce trebuia să facă un guvern responsabil în România pentru a mări numărul locurilor de muncă, pentru românii care sunt acasă și pentru românii din străinătate care mulți vor să se întoarcă în această țară. Vă mulțumesc și răspund cu plăcere la toate întrebările noastre.